Dacă în urmă cu câteva luni oamenii păreau incomodați de purtatul măștii de protecție atât în spațiile închise cât și în cele deschise, găsind diverse motive, în acest moment masca de protecție a devenit un accesoriu de nelipsit. Dacă pe timpul verii cetățenii își declarau nemulțumirea cu privire la purtatul măștii de protecție în fiecare zi, în acest moment aceștia apar să fie obișnuiți. Masca de protecție a devenit accesoriul de nelipsit, nimic nu mai pare anormal și neobișnuit. Acum cu ochelarii ăștia, că ne aburează ochelarii, dar așa nu, nu avem treabă. Da, m-am obișnuit, dar într-adevăr este o situație care trebuie analizată cu foarte mare responsabilitate de fiecare cetățean, că poate dacă nu se poartă masca, poate fi infectat și îmbolnăvește și alte persoane. Este destul de greu, dar ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit. Așa că ferească Dumnezeu de mai rău. Că masca nu e greu de purtat. Cunoscând eficiența măștilor de protecție, este important să conștientizăm pericolul infectării cu noul coronavirus, fapt pentru care masca trebuie purtată corect, acoperind mereu nasul și gura.